și una de nopți. În cea de-a 48-a noapte, continuă povestea cu sultanul Omar al Neman și cu cei doi fii ai săi, minunații Sharkan și Daul Makan. Dar când fu cea de-a 48-a noapte, Scheherazada spuse: Mi s-a izvodit, o onorocitule sultan, că fetișcana ai spuse lui Sharkan pe care ea nici gând să-l știe ca atare. Și acum hai cu mine, o străinule! Iar Sharkan, dacă auzi ce le spuse, se mohorâ până peste poate, aflând de vrăjmășia mărturisită de copilă împotriva lui, a vizirului Dandan și a tuturor alor săi. Și hotărât că, dacă nu ar fi ascultat decât de pornirea lui cea cruntă, s-ar fi dat în vileag și ar fi înșfăcat-o pe puicană. Dar fu oprit de datorințele ospeției și mai cu seamă de fermecătoria frumuseței fetei și proceti stihurile. Chiar dacă frumusețea te împinge în păcat, 1000 de temeiuri te scot nevinovat. Atunci, fata străbătu agale puntea și se îndreptă către mănăstire, iar Sharkan pășea pe urma ei și se uita la spatele ei și îi vedea șoldurile falnice cum suie și coboară ca valurile mării. Și îi părea rău că nu era acolo și vizirul Dandan să se minuneze împreună cu el de fălnicie aceea și cugetă la stihurile acestea pe care și le prociti. Privește-i coapsa de argint, senină, și în ochii tăi uimiți va să se arate ca răsărind pe zare luna plină. Privește-i șoldurile legănate și ochii tăi vedea vor cum se îmbină rotundurile falnice împreună ca în slavă două jumătăți de lună. Și ajunseră la o intrare mare cu arcuituri subțiri din marmură străvezie. Și intrară și ajunseră într-o sală lungă ce se întindea pe sub 10 bolți sprijinite pe pilaștrii de alabastră. Și în mijlocul fiecărei bolți atârna o lampă făcută din piatră de cleștar strălucitoare ca soarele. Acolo ieșiră dinaintea stăpânei lor 10 slujnice tinere aducând făclii aprinse din care se revărsau miresme îmbălsămate. Și slujnicele aveau frunțile încinse cu panglici înghirlândate, cu năstrăpate de toate culorile, și deschiseră calea și însoțiră pe cei doi tineri până în sala cea mare a mănăstirii. Iar Sharkan văzu niște perne strălucite, orânduite frumos pe lângă pereți de jur împrejurul sălii, iar la uși pe pereți niște perdele mari, având deasuprele fiecare câte o cunună de aur, și pe jos peste tot era pardosit cu marmur de preț în culori gingaș potrivite, iar în mijlocul sălii se afla un havuz în care apa curgea prin 24 de guri de aur și apa cădea susurând cu scânteieri de mademuri și de argint. În fundul sălii era un pat așternut cu mătase, cum nu se află decât în saraiurile domnești. Atunci copila îi spuse lui Sharkan: Suie-te, Doamne, în patul acesta și te dă-te tihnei. Iar Sharkan se sui în pat, hotărât să se dedea întru totul, iar ea ieși din sală și îl lăsă pe Sharkan singur, cu tinerele roabe, cele cu frunțile înghirlândate cu năstrăpate. Și întrucât ea zăbovea se întoarce, Sharkan le întrebă pe fete unde plecase. Ele răspunseră: Păi s-a dus să se culce. Și ia cât în dinaintea ta spre a te sluși, după poruncile ei. Iar Sharkan nu știu ce să mai creadă. Atunci fetele i-aduseră pe niște tăvi mari, chindisite, toate soiurile de bunătăți de toate felurile, iar el mâncă bine până ce se sătură. Pe urmă îi se aduse un ibric de aur și un lighean de aur înrăurat cu argint și lăsă să-i curgă pe mâini apa înmiresmată cu trandafiri și cu flori de portocal. Și totodată începu a se îngrijora pentru oștenii săi, pe care îi lăsase singuri în vale, și se dojeni amarnic că uitase de sfaturile părintelui său.
iar grija lui sporea încă și din pricină că nu mai știa nimic despre gazda cea tânără din sarai și despre locul unde se afla, și își prociti atunci stihurile poetului. De toată mintea am rămas sărac. Năuc mă întreb, ce vreau și ce să fac? Zac în iubire ca într-un blestem. Rob și nevolnic am ajuns și gem. Durerea toată, cum s-o spun și cui? Allah mă aibă într-o mila lui. După ce îi sprăvi de procitit stihurile, Șarcan adormi și nu se mai trezi decât dimineața și văzu că intră în sală o liotă de frumuseți alcătuită din 20 de copile ca niște lune, care o înconjurau pe stăpâna lor, iar ea se afla în mijlocul lor precum stă luna între stele. Era îmbrăcată în haine de mătase împodobite cu înfloriturii și cu chipuri împărătește. Mijlocul ei părea încă și mai suleget, iar șoldurile și mai falnice sub cingătoarea ce le ținea ferecate. Și era o cingătoare de aur bătut, juvaiergit, numai nestemate. Și astfel, cu acele șolduri și cu acel mijlocel, copila era ca un potop de cleștar străveziu în care se revărsa, prin inima lui, o ramură subțire de argint. Sânii erau încă și mai vrăjitori și îmbolditori. Cât despre părul ei, ședea strâns într-o înfirătură de mărgăritare gingașe împletite cu toate neamurile de pietre scumpe. Și ea însăși, înconjurată de cele 20 de copile de-a dreapta și de-a stânga, care duceau poalele rochiei sale, pășea, minunată toată, legănându-se. La priveliștea aceea, Șarcan își simți mințile cum își iau zborul de tulburare și uită și de oștenii săi și de vizir și de povețele tătânesu și se ridică drept pe cele două picioare ale lui, străfulgerat de atâtea vrăji și prociti stihurile. Mlădie ca un ram, cu șolduri pline și sâni făloși, stă gata să se încline. Toți nurii ar vrea să-și închidă în sine, dar inima-mi ca într-un pojar o ține. În jurul ceata ei de însoțitoare e un ghirdan de dulci mărgăritare. Atunci, fetișcan a venit lângă el aproape și îl privi lung, lung. Pe urmă, deodată îi spuse: E Șarcan, nu mai am nici o îndoială. O, Șarcane, fiu al lui Omar al Neman! O, viteazule! O, falnicule! Iacă-te că străluminezi acest lăcaș și îl prea cinstești. Spune, o, Șarcane, ți-a fost noaptea tihnită și bună? Vorbește! Și mai cu seamă, nu te mai preface, că minciunile nu sunt harurile crăimilor, și mai cu seamă ale celui mai mare dintre crăimi. Când auzi vorbele acestea, Șarcan pricepu că nu i-ar sluji într-un nimic să tăgăduiască și răspunse: O, tu cea mai dulce, sunt Șarcan ibn Omar al Neman. Sunt cel ce îndură ursita care l-a aruncat fără de apărare și l-a ucis cu totul între mâinile tale. Fă din mine cum ți-e placul și cheful, o necunoscut-o cu ochii negri. Atunci, necunoscuta își plecă o clipă ochii în pământ și cugetă. Pe urmă, uitându-se la Șarcan, îi spuse: Alină-ți sufletul și îndulcește-ți privirile. Oare uiți că ești oaspetele meu și că între noi s-a gustat pâinea și sarea? Și uiți pe deasupra că între noi s-a și petrecut o temeinică înțelegere prietenească? Așa că, de acum înainte, ești sub ocrotirea mea și te bucuri de credincioșia mea. Așa că fii fără de teamă, încât pe Mesia, dacă tot pământul s-ar repezi asupra ta, nu vei fi atins până ce sufletul meu nu va fi ieșit din trup în apărarea ta. Zise și veni să șadă cu duioșie lângă el și începu să tăifăsuiască cu un zâmbet tare dulce. Pe urmă o chemă pe una dintre roabele ei și îi vorbi în limba grecească. Și roaba ieși spre a se întoarce însoțită de niște slujnice care aduceau pe capul lor niște tablale mari pline cu bucate de toate felurile și de alte slujnice care aduceau tot soiul de șipuri și de oluri cu băuturi.
ci Șarcan șovăia se atinge de bucate, iar copila luă seamă și îi spuse: Șovăiești-o, Șarcane, și cugeți că e vreo hainie? Au, tu nu știi că aș fi putut încă de ieri să-ți răpesc viața? Pe urmă, ia cea din tâi și întinse mâna și luă câte o înghițitură de pe fiecare tavă, iar Șarcan se rușină de presupunerile sale și începu să mănânce și ia la oaltă cu el și așa până se săturară. Pe urmă, după ce se spălară pe mâini, cerură să fie aduse florile și băuturile în vase mari de aur, de argint și de cleștar. Și erau de toate culorile și de cele mai bune soiuri. Atunci copila umplu un pocal de aur și îl bău, ea mai întâi. Pe urmă îl umplu iarăși și îl întinse și el îl bău. Ea îi spuse: O, musulmanule, ia câtă cum astfel viața este ușoară și plină de desfătare. În clipita aceea a istorisirii sale, Șehrezada văzu că se ivește dimineața și cu minte tăcu.